Continuăm, doamnelor, domnilor, campania Doctor Bun. Ne aflăm la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Vorbim despre chirurgia plastică. Astăzi un domeniu complex, un domeniu fascinant, aș putea eu să spun, dar greu deopotrivă. Alături de mine se află medicul primar Ciprian Mitache, specializat pe ceea ce înseamnă chirurgie plastică. Bine ați venit alături de noi, vă mulțumesc tare mult, aveți o titulatură complexă și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți exact cu ce vă ocupați. Exact. Bine ați venit în secția noastră, în familia noastră, pentru că așa ne place să ne spunem. Suntem în cadrul Spitalului de Urgență pe secția de chirurgie plastică, iar specialitatea noastră se numește chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și arsuri. Este un domeniu, cum a zis, într-adevăr fascinant și împreună poate facem un pic de lumină și pentru cine ne ascultă despre ce înseamnă chirurgia aceasta. Domnule doctor, înțeleg că zilnic dumneavoastră veniți de la București, aici la Ploiești, pentru a trata cazuri medicale grave. Că venim atât de departe nu e important, pentru că deja de atâta timp ne simțim un pic ploieșteni, toți colegii mei care facem naveta și tratăm pacienții ca și când ar fi din orașul nostru. Într-adevăr, tratăm cazuri complexe, în special urgențe, pentru că spitalul nostru este un spital de urgență și asigurăm o continuitate a urgențelor specifice specialității noastre, cu tot ce înseamnă patologia respectivă. De ce chirurgie plastică? Ați vrut din totdeauna să... Este interesant, întrebarea asta mi-a fost pusă când am intrat în biroul profesorului unde eram repartizat pentru rezidențial. N-am putut să dau un răspuns exact de ce. Cred că aș putea o numi chemare și sper că e așa. Și că tot ce am tratat până acum a fost nuanțat de această chemare lăuntrică. Nu prea pot fi explicate aceste sentimente, știu că suntem într-un domeniu științific unde nu putem explica. Ar trebui să dăm explicații, de fapt, pentru lucrurile astea, dar este de, o chemare. De câți ani sunteți la Spitalul Județean din Ploiești și ce ați văzut în acești 10 ani? Eu sunt de peste 10 ani, am pierdut șirul acestor ani. Ce am văzut? Am văzut multe. M-am format ca medic, ca om și în ultimul timp ca și coordonator, aș prefera să-i spun, decât medic șef de secție. Ce cazuri concret, așa, haide să dăm exemple celor care ne urmăresc, ajung la urgențe și au nevoie de intervenția chirurgicală a dumneavoastră? Noi ne ocupăm în cadrul acestei secții în principal de urgență, cum am mai spus. Urgențele sunt legate de chirurgia mâinii, tot ce înseamnă traumatologia mâinii, plăgile complexe care distrug mâini, degete, care secționează nervi, tendoane, ne revin nouă. Noi putem, avem arsenalul terapeutic să reparăm, să reconstruim nu numai forma, ci și funcția acestui segment care este foarte important, mâna. Avem instrumente microchirurgicale pe care le folosim ca să reconstruim niște structuri foarte fine și care au nevoie de astfel de reconstrucții. Avem patologia de arș, care este o patologie complexă și cu multe probleme și cu pacienți deopotrivă. Apropo de ceea ce spuneați, ascultându-mă, mi-am adus aminte de cazul fetiței de 15 ani, care au fost replantate, dacă pot să spun așa, brațele, în urma unui accident rutier pe care l-a suferit. Știți, probabil, cazul că a fost mediatizat intens la nivel de țară. Ok. Cum vi s-a părut acea intervenție? Cum vi s-a părut acel medic? Cum vi s-a părut cazul în sine? Este vorba de un caz din Prahova? Pentru că nu știu este exact. Este care în urma unui accident rutier a suferit o intervenție chirurgicală de replantare a brațelor. Aici, în România. În România, cred că undeva prin Iași, cred că e vorba, chiar am discutat recent cu colegii noștri că este o premieră. Exact, exact.
Este o operație care presupune o maestrie din partea chirurgului. Este o operație lungă și cu cel mai important este perioada de recuperare, care nu este așa cum ne închipuim noi, se operează și pacientul rămâne cu mâinile și așa. Este o perioadă în care avem nevoie de o recuperare a nervilor. Aceasta este foarte important și este lungă și de lungă durată și aici noi trebuie să sfătuim bine pacientul ce așteptare are. Dar este un caz care mă bucură că s-a întâmplat în România și este o reușită a chirurgiei plastice. În momentul în care un pacient vine și are nevoie de intervenție de natură plastică, mă gândesc că durerile sunt atroce, omul este într-o stare de panică îngrozitoare și atunci, dincolo de profesionalismul de care trebuie să dați dovadă, trebuie să fiți și empatici. Într-adevăr, dar empatia este cu măsură, pentru că o empatie exagerată ar dăuna tocmai profesionalismul și intervenții prompte. De ce spuneți? Pentru că noi, empatiile sunt cu măsură, nu putem să plângem lângă pacienți, la asta mă refeream, dar le înțelegem durerea și empatia ne ajută să fim cât mai profesioniști și nu ne blochează în abordarea noastră terapeutică. Noi suntem niște oameni care trebuie să acționăm. Înțelegem durerea și avem metodele noastre să o eliminăm, pentru că există trăim în epoca medicamentelor și a chimiei și durerea nu mai este o problemă, să știți, mare. Organismul pe moment, pe șoc, limitează complet durerea, adică este uimitor să vedem pacienți cu niște traumatisme înfiorătoare care nu se plâng de dureri în primele momente, așa. În cauza adrenalinei, probabil, sau... Adrenalina, endorfine, să nu uităm că avem propria morfină lăuntrică, noroc cu ea. Iar apoi, în momentul în care durerea apare, există medicamente. Suntem într-un spital mare, avem secție de terapie intensivă cu care colaborăm, care ne ajută, vă dați seama că durerea se rezolvă. Cât de important este să se acționeze prompt pentru ca omul respectiv să-și poată recupera mâna, spre exemplu, pentru că ați dat exemplu de intervenții la nivelul mâinilor. Se intervine absolut prompt pentru că există medic de gardă permanent. Acesta este un mare avantaj al Spitalului Județean. Avem medic de chirurgie plastică, nu trebuie să trimitem, nu se pierde timp cu transportul, să-l trimitem între centre universitare sau între... Noi avem dotările să facem operații complexe, pregătirea, ca medici specialiști să facem lucrul ăsta, pentru că toți suntem trainuiți în spitale universitare și am venit aici după terminarea specializării, se intervine prompt când toate... investigațiile necesare unei intervenții sunt gata, se intervine imediat, adică cât de repede se poate și cât de repede ne permite starea generală a pacientului, pentru că să nu uităm că viața pacientului primează față de funcția diferitelor membre. Noi totdeauna luăm în calcul viața pacientului, iar apoi recuperarea e cea mai importantă, e cea mai importantă. Desigur, medicul de urgență ne coordonează în acest demers. Spuneți-mi, vă rog, dacă există și cu siguranță există un caz înfiorător pe care l-ați văzut și care, nu știu... Care m-a impresionat. Exact. Sau încă m-a mai impresionat. La care încă m-a mai gândit. Nu mai vin așa în minte imaginile respective. Desigur, cazurile cele mai impresionante și cele mai... care ne urmărește pe noi acasă, pentru că suntem oameni, sunt accidentele rutiere, pentru că noi suntem PDN și se întâmplă accidentele de toate accidentele rutiere pe această rută care este foarte traficată, vin la noi și vă dați seama că un accident rutier, soldat cu niște victime, cu niște mutilări, aș putea spune, vin la noi și noi încercăm să facem tot ce se poate. Iar un caz tot așa are de un an, mușcături de animale, în special urs. Urșii care sunt o problemă în județul Prahova. O mutilare facială, o mutilare facială impresionantă a acestui pacient care a beneficiat de tratamentul și de toată încercarea. A fost o intervenție lungă, migăloasă.
A fost o intervenție care s-a desfășurat pas cu pas, pentru că noi facem... Cât de grav era afectată fața pacientului? Era afectat, adică nu îl recunoșteai din poze, nu îi recunoșteai o fizionomie a unui om. A fost ca o reconstrucție de puzzle, ca o refacere a unui puzzle în care am pus piesele cap la cap și, desigur, pentru diferite zone unde, din păcate, lipseau părți. Aici a intervenit maestria de a repune lucrurile, mai mult decât grefe, de a repune lucrurile să semene cu cum arătau înainte. Grefele sunt o parte din ce putem noi să facem, să spunem, partea cea mai simplă, pentru că seamănă cu un petec pe care îl luăm și îl punem. Partea mai interesantă este partea de lambouri, în care noi avem părți de țesut, piele, grăsime, mușchi, și ele se rotesc, se distribuie și încercăm să avem țesut la fel în zona pe care o reconstruim. Pacientul, asta este respectiv, cel mușcat de momentul în care vă dați seama că nu avea traumatisme craniene sau nu erau afectate organele interne, pacientul este perfect lucid, vă dați seama. Știa ce s-a întâmplat. Desigur, nu conștientizează gradul de desfigurare, pentru că vă dați seama cât că e... Cât a durat acea intervenție chirurgicală? Cred că vreo... Acel bar, pentru ca dumneavoastră să... Cred că vreo 3-4 ore a durat operația cu anestezie generală, nici măcar nu ne monitorizăm cu adevărat, nu ne monitorizăm, pentru că ne luăm tot timpul din lume. Vă dați seama, să terminăm, noi nu putem ca un mecanic auto, se poate opri și să continue mâine. Noi trebuie să facem treaba cap-coadă în intervalul de anestezie generală pe care îl avem la dispoziție. Ulterior, recuperarea la un astfel de caz în ce constă și cât durează, cât de anevoioasă este? Este vorba despre vindecarea plăgilor, iar apoi de maturizarea cicatricilor. Noi numim maturizarea cicatricilor. Timp de 6 luni, un an, orice cicatrice trebuie să știm că se modelează. Oriunde intervenim, și aici cu această ocazie vreau să fie clar că oriunde intervine chirurgul plastician, nu este magie, nu rămân cicatrici. Cicatricile sunt o problemă în orice chirurgie. Toată lumea se așteaptă de la noi să facem minuni, dar oriunde punem noi bisturiu, se formează o cicatrice. Desigur, cicatricele chirurgilor plastician vreau să cred că sunt mai frumoase, dar sunt tot cicatrici, sunt tot urme. Ele au nevoie de timp ca să devină din ce în ce mai puțin observabile, le-aș putea spune. Dar de tot, pielea indemnă, cum ne-a lăsat natura, nu se mai produce. Deci este o perioadă de recuperare 6-12 luni în care avem îmbunătățire progresivă, lentă, care cere din partea pacientului răbdare, cooperare și să facă exact ce zicem noi. Îngrijire specifică a rănilor. Pot apărea complicații, gen infecții, astfel de intervenții? Complicațiile apar după orice intervenție chirurgicală, chiar și după operațiile estetice. Ca fac o mică paranteză, care lumea crede că sunt lipsite de orice pericol, dar orice operație presupune riscuri. Riscurile sunt diverse, pot apărea infecții, sângerări, defecte de vindecare, foarte multe complicații, dar încercăm să avem cât mai puține complicații. Urmărim pacientul constant, așa cum se poate face într-un spital de urgență care are și ambulator, văzându-l periodic, la 2-3 zile, riscul acestor complicații scade foarte mult. Cât de mult stă un pacient pentru a se recupera post-operator? Nu au timp standard. Ei rămân pe secție atât timp cât e nevoie. Fiecare medic decide când pacientul se poate îngriji la domiciliu, venind în ambulator să-l urmărim ulterior, să-i scoatem fire, să-l pansăm, dar pe secție rămân atât timp cât au nevoi speciale. Tratamente antibiotice, pansamente complexe, sunt imobilizați la pat. Ei rămân în îngrijire atâta timp cât e nevoie, nu suntem limitați de un timp exact. Este flexibil, vă dați seama, ne adaptăm la fiecare pacient. Ce simte un medic în momentul în care redă înfățișarea la propriu, apropo de cazul pe care l-ați menționat puțin mai devreme, unui om?
Este partea, cred că, cea mai frumoasă a medicinei și a medicinii făcute din vocație, zic eu. Sunt acele frisoane care îți apar când pacientul e recunoscător. Efectiv, e absolut recunoscător și vezi în ochii lui că consideră că a avut un noroc, că a fost tratat și că a beneficiat de tratamentul ăsta. Este partea cea mai plăcută și cea mai... Ulterior v-au contactat sau, nu știu, au venit la spital? Sunt pacienți care ne rând necontact. Au renăscut datorită dumneavoastră? Sunt pacienți care revin la noi pentru alte intervenții, care vin cu familie, care are membrii ai familiilor lor care au nevoie de intervenții și care ne reamintesc, noi uităm, vă dați seama, dintre atâtea, ne reamintesc că au fost operați de noi, ne arată cicatricele, ne arată rezultatele. Și vă dați seama că astea sunt combustibile pentru a ne continua activitatea și a trece peste micile neplăceri inerente. Un combustibil psihic este cât o... Cât de important este acel combustibil psihic pentru un medic? Este esențial, nu e important, e esențial. Pentru că meseria de medic nu e o meserie ușoară, este o meserie la care se ajunge greu, presupune mulți ani de studii și nu... Cred că partea de remunerație nu este cea care motivează un medic. Nu cred că asta e, dar pentru că ce despre ce am vorbit, e tocmai odată mulțumirea pe care pot să mi-o dau eu singur deja după atâta timp, pentru că pot să-mi fac o analiză obiectivă a rezultatelor și să fiu eu mulțumit în sinea mea de rezultatele mele, pentru că vă dați seama, știu exact ce s-a întâmplat, experiența își spune cuvântul și nu mai pot să mă mint pe mine. Când am avut rezultate mai bune sau rezultat puteam să fac mai bine. Apropo de asta, au fost și intervenții care, din motive poate independente de voința dumneavoastră, nu au reușit sau nu a fost ceea ce trebuia să fie. Se poate întâmpla în puzzle-ul ăsta. Fătați-mă că suntem oameni și încercăm să facem ce-i mai bine. Încercăm să facem ce mai bine, nu-mi dau acum, dacă stau să mă gândesc. Sunt unele lucruri și unele intervenții la care ne așteptăm să avem rezultate mai bune. Dar având în vedere natura, să zicem, a traumatismului sau natura patologiilor asociate, pacientului are afecțiuni ascunse pe care, să zicem, nu le-am descoperit, ne-am dat seama, o vascularizație mai proastă a membrului sau tulburări de vascularizare sau un diabet care complică foarte mult evoluția, atunci se pot ajunge la... Vă dați seama că este o posibilitate, dar nu... Câteodată nu merg lucrurile optim și trebuie să învățăm să ne adaptăm din mers și să luăm decizii și să avem și un plan B și un plan C și cam așa. E timp, domnule doctor, și pentru un plan B și pentru un plan C? E timp? Suntem obligați să avem și plan B și C. Pentru că asta înseamnă să fim medici pregătiți și să fim tot timpul acolo pentru pacient, să-i ajutăm. Cum dă un medic o veste bună sau mai puțin bună unui aparținător care așteaptă pe hol știind că persoana dragă lui, ei, a suferit un accident sau a fost desfigurat de un animal sau, mă rog, cazuri cumplite. Cum este când ieșiți din sala de operație și stați de vorbă cu familia? Se întâmplă de multe ori să ieșim optimiști din sala. Când avem rezerve, pacientul poate să evolueze și prost, atunci vă dați seama că încercăm să dăm informația cât mai menajant pentru familia respectivă și încercăm să fim cât mai pe înțelesul lor, pentru că câteodată termenii medicali pot fi greu de înțeles. Atunci încercăm să explicăm cât se poate pe înțelesul, ne adaptăm și în funcție de interlocutor, să explicăm situația clar, să explicăm într-o mică măsură ce se poate întâmpla rău, câteodată putem să spunem rău pentru că știm că ăla are o șansă mică să reapară, dar cumva să pregătim din timp, pentru că oamenii când au timp să se obișnuiască cu o situație mai neplăcută, parcă o acceptă, când chiar se întâmplă, o acceptă mai ușor. Asta este psihologia mea, asta este abordarea mea. Acum... persoane recalcitrante care nu
nu știu, poate au avut o reacție ciudată în momentul în care... Eu consider că dacă reușești să comunici mesajul corespunzător și nu te lași atras în furia care... Care poate să fie normal. câteodată este de înțeles, nu este normal, cred că e de înțeles câteodată, fiecare om își menegerează aceste tensiuni lăuntrice cum știe mai bine. Cred că dacă nu intri în acest carusel de orgolii și de egouri și la urmă rămâi un profesionist care știe că și-a făcut treaba, n-ai ce să... nimeni nu are ce să te reproșeze și nu are ce să te agreseze cu... Vreau să discutăm puțin și despre secția de Arș. Vă rog, da, chiar este este o secție veche de Arș, cu tradiție, aș putea spune. Ce cazuri se tratează, domnule doctor, exact aici la Ploiești? Pentru că spuneați înainte de a începe în această discuție că mari arși sunt duși în centrele mari aici. Ar trebui să vă spun că secția de Arș a fost înființată pe vremea lui Ceaușescu, în urma unei mari catastrofe care s-a întâmplat aici și care s-a soldat cu multe, multe victime. Atunci s-a decis că Ploieștiul, având în vedere industria pe care o are, rafinăriile, toate satele care au tot felul de improvizații, unde se întâmplă tragedii, se întâmplă și acum, explozii, butelii care explodează, instalații de gaz care sunt improvizate și așa, ne furnizează această patologie arsurilor. Noi primim toate arsurile, pe județ suprafață primim arsuri indiferent de suprafață, putem să le primim. Să le tratăm până la capăt, aici este o altă discuție. Tratați în regim de urgență. Noi tratăm în regim de urgență și avem competența și știm ce trebuie făcut. Avem secție de Arș unde internăm arsurile mai mici și avem secție de ATI Arș, o secție cu 3 paturi, dotată cu tot ce trebuie, monitoare, ventilatoare, o secție de terapie intensivă, practic, unde putem trata Arș mai mari. Acum, arșii peste 20%, după ce îi stabilizăm și așa, ori îi trimitem imediat, în funcție de cum putem să luăm legătura cu spitalele și cum au ei disponibilitate cu spitalele unități de Arș, se numesc, sau spitalele mari, spitale de Arș. Ce nu putem trimite pentru că nu au locuri, vă dați seama, continuăm tratamentul aici. Sub 20% tratăm noi, internăm și facem tot ce trebuie din punct de vedere medical și chirurgical al unui pacient ars. Câte des intervin în astfel de cazuri infecțiile nozocomiale? Ascultându-vă, inevitabil, mi-am adus aminte de ce s-a întâmplat acum ani de zile cu incendiul din colectiv, care știm cu toții. Și acolo foarte mulți tineri nu au murit din cauza arsurilor, inclusiv din Prahova, tineri din Prahova, nu au murit din cauza arsurilor, ci din cauza infecțiilor intraspitalicești pe care le-au contactat. Trebuie să înțelegeți că arsura presupune că o parte din țesut moare. Nu există țesut care moare care să nu se colonizeze, în primul rând, cu bacteriile, pentru că noi suntem într-o simbioză cu bacteriile noastre și care devin patogene în condițiile în care imunitatea ne scade. În mod particular, o arsură, să zicem că vorbim de arsură. Problema infecțiilor la Arș este o problemă, într-adevăr, delicată. De-aia, arsurile mari se încearcă să fie tratate în unitățile care permit o izolare din punct de vedere bacteriologic. Însă, problema infecțiilor nozocomiale, din păcate, a fost folosită ca o știre de senzație, o știre exagerată din punctul meu de vedere, pentru că infecțiile nozocomiale sunt prezente și în străinătate, sunt prezente și în marile spitale și centrele de arsuri. Nu există ars care este steril, pentru că ei sunt monitorizați frecvent din culturi, se adaptează terapia antibiotică în funcție de ce germen se dezvoltă acolo. Nu neg că există infecții intraspitalice, nu neg acest lucru, ar fi nedrept să spun, dar
e ținut sub control. Din punctul meu de vedere, încercăm să facem tot ce se poate ca să fie ținute sub control. De la pansamente făcute steril, făcute în sala de operație, curățenia care se face, tot instrumentarul care se folosește pentru ei. Nu cred că am avut probleme cu infecțiile nozocomiale așa cum a prezentat presa, că ar fi o catastrofă medicală în România. Acum nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, nu pot, dar... Și la secția de arși, da, și la chirurgie plastică, este foarte importantă dotarea pe care o are un spital, în cazul de față spitalul județean, pentru că recuperarea aceea post-operatorie este vitală. Cum stă spitalul județean, spitalul de urgență Ploiești, la capitolul acesta? Dotări sunt. Avem dotări. Vă dați seama, secția, în afară de dotări care sunt dotări mari, să zicem instrumentar, care se cumpără și sunt, e vorba despre consumabile multe. Consumabilele asigură un rulaj foarte mare. Fiind un spital mare, vă dați seama că există foarte câteodată mici gap-uri legate de dotarea cu, să zicem, cu anumită cremă. Dar avem un locuitor, se rezolvă, se discută, se achiziționează în regim de urgență, e vorba doar de o mică perioadă de o zi, două, trei, unde eu cred că ne-am descurcat cu rezervele pe care le avem pe secție. Ne descurcăm, e un proces de adaptare, e un proces de adaptare. Da, la nivel macro nu lipsește nimic în momentul ăsta. Eu nu pot să mă plâng acum de nimic că mi-ar lipsi pe secție. Iar dacă îmi lipsește, am tot concursul conducerii cu mâna pe inimă, vă zic. În specializarea asta dumneavoastră, e importantă și munca în echipă? Este o muncă în echipă. Începând cu colaborările verbale pe care le avem și discuțiile legate de cazuri, întotdeauna se intervine în echipă operatorie. Nu poți să operezi singur, nu ești... Discuții cu medici de pe alte specialități aveți? Noi suntem o secție care primește pacienți de pe alte secții, pentru că noi suntem cei care, să zicem, când apar complicații de acoperire, să zicem, în domeniul chirurgiei sau în domeniul ortopediei, suntem cei solicitați și noi încheiem cazul cumva. Noi suntem cei care punem glazura ca să fiu plastic pe... Ca să fiți plastic. Pe, exact, pe umplutura tortului, umplutura fiind a ortopediilor. Este cea care asigură vindecarea, fără și acoperire. Și psihică mai ales, mă gândesc. Fizică, pentru că psihicul urmează apoi recuperarea organismului. Da, mă gândesc că un fizic. Om care este mutilat și că îi se redă șansa de a fi în regulă. Poate nu chiar cum a fost, că asta este imposibil. Mă gândesc că e un progres din punct de vedere psihic pentru el. Cu siguranță. Cu siguranță. Și noi încercăm să lucrăm la nivelul psihicului pacientului prin colaborări cu psiholog. Avem un psiholog angajat pe secție care este foarte prompt la orice solicitare de-a noastră și care apelează și la un psihiatru și la medicație. Se impune de multe ori pentru că venim dintr-un mediu și trăim într-o țară care ne ocupă mult din bunăstarea lăuntrică, sau ne înlocuiește, și atunci pacienții deja vin încărcați în spital. Vă dați seama că orice traumatism poate să dezechilibreze psihic o persoană, da. Toate suntem și mici psihologi. Câți pacienți sunt în momentul de față? Câți aveți internați pe parte de chirurgie plastică, pe parte de arsuri? Păi, în secția de terapie intensivă avem doi arși sub 20%. Ce s-a întâmplat în acele cazuri? Este un pacient de la Petrom, mi se pare, chiar s-a întâmplat un accident de zilele trecute. Și mai este un pacient care are un accident casnic, arsură casnică. În rest, cam avem o ocupare cam 85%, cam așa, în sfârșitul ăsta de săptămână. Rulajul nostru e acum, astăzi. A fost plină secția, rulajul este mare.
pacienții de urgență care au prioritate sunt cei care sunt majoritari, dar noi avem partea de ambulator care ne furnizează pacienți cronici. Adică pacienți care vin cu bilet de trimitere de la medicul de familie și care vin de obicei la începutul săptămânii ca să avem timp să investigăm și să îi operăm și pe dânsi în cadrul secției. Mulțumesc foarte mult. Cu și drag. O ultimă întrebare, v-ați vedea făcând altceva? Ca altă meserie, mă întrebați, sau altceva? Nu știu, obosiți, în primul rând? Sau aveți voi să obosiți în meseria asta? Obosesc, vă dați seama că obosesc. Și dar cum vă deconectați de la... Există pasiunile personale și aici fiecare are talentul să-și reîncarce bateriile. Ce place să faceți în afară de... Am partea de sport și partea de dans care mă deconectează și chiar mă încarcă. Se împlină frumos chirurgia plastică cu dansul, cu sport? Mi se pare că chirurgia plastică e o artă și tot ce înseamnă artă mi se pare că aduce cu chirurgia asta și mă bucur că am această pasiune. Deci, de o fluiditate în... În momentul ce mi-a spus că a fost o chemare, mă gândesc că niciodată nu v-ați gândit să faceți altceva. A fost o singură dată, o mică deraiere prin liceu, dar mă bucur că n-am dat curs. Mulțumesc tare mult! Cu drag, mă bucur că ați venit la noi. Dumneavoastră. Și mie.